날 곳이 여기 곧 은댑다 연속 선배의 소견도 public numeros la festivalul de muzică rock Topte încă din prima seară. Poate cel mai îmbucurător lucru a fost prezența rockerilor de toate vârstele, liceeni, fani ai trupelor din noua generație, dar și rockerii vechi nostalgici ai edițiilor din anii 90 au răspuns prezent în weekend la cea de-a 31-a ediție a celui mai longeviv festival rock din țară. Indiferent dacă au venit special pentru o trupă sau pentru atmosferă, cei prezenți nu au regretat niciun moment, grație prestațiilor de excepție ale artiștilor. Prima seară a festivalului a urcat pe scenă Noru Negru, Coma sau Quo Vadis, band-uri alese de organizatori pentru a atrage cât mai mulți tineri în sală. Piesa Pași pe alee a trupei Focuri Vii a răsunat sâmbătă seara, iar duminică spectatorii au avut ocazia de a-l asculta pe basistul trupei Cargo într-un proiect aparte numit Adi Bărar Band. Tot duminică, pentru rockerii de toate vârstele prezenți în sală, au urcat pe scenă Timpuri Noi.